Situație disperată la Spitalul Județean de Urgențe din Craiova. Nu doar sectorul de terapie intensivă COVID este ocupat în totalitate acolo, ci și secția ATI non-COVID. Totodată, consumul de oxigen este uriaș. Medicii nu mai pot opera în săl pentru că presiunea a scăzut. Clinica de terapie intensivă sector COVID este în acest moment ocupată în întregime, toate locurile sunt ocupate, 24 de pacienți internați sunt acum în clinica de terapie intensivă sector COVID și sectorul non-COVID al clinicii de terapie intensivă este ocupat în totalitate, sunt 23 de pacienți. Cei mai mulți pacienți nu pot respira fără ajutorul aparatelor. Toți acești pacienți internați atât în sectorul COVID cât și în sectorul non-COVID sunt ventilați mecanic invaziv și sau non-invaziv. Sectorul în care izolăm pacienții suspecți sau confirmați cu COVID în organizat, amenajat la nivelul la parterul clinicii de cardiologie intervențională este de asemenea ocupat. De asemenea, sunt ocupate și toate cele 14 paturi cu sursă fixă de oxigen. Toate paturile cu sursă fixă de oxigen sunt ocupate în acest moment. Avem 14 pacienți internați pe clinica de terapie intensivă. Primesc tratament complet în acest sector al unității de primiri urgențe, însă așteaptă eliberarea unui pat în clinica de terapie intensivă. Consumul mare de oxigen le creează și alte probleme medicilor. Clinica de terapie intensivă trebuie extinsă cu încă 5 paturi, dar din cauza limitei consumului de oxigen, acest lucru nu este deocamdată posibil. Este un consum mare de oxigen în clinica de terapie intensivă, așa cum spuneam, atât în sectorul COVID cât și non-COVID. Rețeaua de distribuție a oxigenului veche de peste 50 de ani nu poate să facă față consumului actual de oxigen.